Ne răpătam un sfânt o oră de zbor cu acea aeronavă de lux, costă în jur de 30.000 de dolari. Nu cunosc agenda președintelui partidului, nu vă pot confirma această informație. Habar nu am cât costă o oră de zbor, nu am avut o astfel de posibilitate. Dacă în viitor voi afla astfel de informații, cu siguranță vom merge împreună să aflăm cât costă o oră de zbor cu un charter. Nu cunosc. Dacă permiteți să revin la o întrebare mai veche, dumneavoastră spuneați, referitor la campania privind promovarea votului unui nominal, spuneați că o să veniți cu informații despre bugetul, cât a costat această campanie, ceva mai târziu. Ați da. Făcut bugetul? Puteți să ne spuneți cum spuneți? Calculele nu au fost definitivate din simplu motiv că multe contracte sunt cu executare succesivă în timp, cu achitări ulterioare, de aceea toată informația va fi sistematizată de contabilii Partidului Democrat în următorul raport financiar care va fi depus la Comisia Electorală Centrală în luna iulie și evident atunci vom face publice toate aceste cheltuieli. Vă asigur că Partidul Democrat este cel mai transparent partid ce ține de cheltuielile sale și declară absolut tot. Cu părere de rău, ține partidii declară toate cheltuielile. Noi declarăm absolut tot, chiar și acele cheltuieli de protocol pe care le avem, nemai vorbind de cheltuielile de transport și altele. În următorul raport financiar, evident va fi. Da, vă rog. Partidul Democrat a emis un comunicat în care ne anunță că liderul partidului se află în America.